Salutare, dragi prieteni! În seara asta l-avem invitat pe Ștefan Dinu, pasionat de fotografie și de artă. O să începem acest podcast cu experiența de a ta dintr-o călătorie și aș vrea să vorbim despre Italia, că tot ai fost acum în Veneția. Să ne spui mai multe despre experiența pe care ai avut-o acolo, ce te-a motivat să mergi, ce artiști mișto ai văzut, dacă te-ai inspirat ceva, dacă ai venit cu idei noi și așa mai departe. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumim că ai venit. M-ai luat tare așa cu asta, cu călătoria. Pentru mine a fost o chestie foarte specială. În primul că e primul road trip, prima dată când ies în țară după pandemie, pentru că nu am vrut să trec cu tot felul de restricții și hârtii și ca să pot să plec din țară și chiar eram neplecat, ca să spun așa. Și îmi place foarte mult să conduc, îmi place foarte mult să conduc mașina și mai ales în țări civilizate cu infrastructură. Și a fost și o chestie în plus pe un fel de mini-vacanță propusă de soția mea, că nu mai fusesem de foarte mult timp, noi doi împreună undeva. Și am propus, mergem la Veneția, facem finisajul la Biennale. Și a fost o realitate, nici nu mai fusese acolo, eu mai fusese de vreo 4-5 ori. Asta așa că, apropo, dacă mergeți vreodată la Biennale în Veneția, cred că dacă n-ați mai fost înainte la Veneția, puneți-vă mai multe nopți, pentru că e foarte copleșitor dacă te duci să vezi și Veneția pentru prima dată și Biennala, nu o să-ți ajungă 7 zile. Și exact asta a fost și impresia mea legată de Biennala, adică biletul de intrare îți acoperă câte o intrare în fiecare, sunt două locuri principale, Giardini și Arsenale, unde poți să intri într-o zi într-un loc, într-o zi în celălalt loc, dar e mult prea puțin pe lângă ce de văzut acolo. Am stat 5 ore în Giardini și aproape 6 ore în Arsenale și e foarte mult, adică e un fel de supradoză de artă. Și nu pot să spun că îți place sau că rezonezi sau că poate înțelegi tot ce vezi acolo, dar cumva la Biennale se adună un pic crema, așa a fost niște experiențe foarte, foarte interesante. Chiar primul pavilion, când am intrat în Biennale, am intrat în pavilionul Spaniei. Dar nu știu, aș putea să dau un spoiler, că nu mai e atât de mult din Biennale. Deci am intrat în pavilion și efectiv m-a buvnit râsul. Deci nu așteptam să fie asta prima mea reacție prin bărbun și râdeam în hohote. Și am mai văzut pe cineva intrând cu telefonul gata să facă o poză. Și nu știa la ce trebuie să facă poză, pentru că pavilionul era gol, dar anumiți pereți erau făcuți la un anumit grad. Adică era cumva, Spania și-a îndreptat pavilionul, că avea pavilionul un pic strâmb față de pavilionul Belgiei. Și toată opera de artă era îndreptarea asta a pavilionului. A făcut încă un rând de pereți ca să fie, băi, deși mi s-a părut minunat. Și asta cumva a început și o discuție despre ce înseamnă artă, ce înseamnă... Fiecare are definiția lui despre ce înseamnă artă, că pentru unii înseamnă ceva frumos, pentru unii înseamnă ceva care să-ți creeze o emoție. Și mi-am dat seama că, pentru mine cel puțin, artă înseamnă ceva care să-ți faulteze un pic felul tău de a gândi și să-ți oprească un pic și lusa de gândire, să-ți dea un moment de atenție, un moment de prezență maximă. Nu emoții, nu mesaje, nu atenție, prezență. Asta, așa am perceput eu atracția mea față de ceea ce îmi numesc artă. Și sunt în Biennale, au fost multe, multe momente de genul ăsta. Erau, mă uitam la tablou care mă enervau teribil, adică au scos îmi dădeau o stare de angoasă și de nervi și îmi venea să rup tablou aproape, dar nici nu puteam să nu mă uit la el. Era... și îmi dădeam seama că, uite, frate, asta este altă. Nu e
poate că mi-a dat și emoție pe lângă starea de prezență și neapărat o emoție pozitivă, dar m-am făcut să... am ieșit un pic altfel de acolo, un pic mai deștept. Nu știu cum să mai deștept? Mai deștept, da, mai atent. Păi, mai deștept a ieșit că poate acumula super multe informație. Eu cred că mai deștept ești în fiecare zi și a fi trebuit să fie așa, știi? Te mai frici, te mai... Da. Te mai asta, te mai prinde controlul în tramvai, data viitoare ții bine. Adică eu cred că nu ai cum să fii mai prost ca e decât... Depinde acum. Depinde. Eu am mare încredere. Nu am mai nici încredere în evoluție. Chiar cred că noi ca specie suntem, oamenii suntem foarte, foarte infantili, dar totuși cred că noi ducem în direcția ok, în direcția bună, nu știu când și în ce ritm, dar... Și dau un singur exemplu. Dacă atunci când eram noi mici, era super ok să-ți bați copiii. Da, corect, asta s-a schimbat. Aproape pe toată planeta. Acum poți să mergi la pușcărie. Da, pe jumătate din planetă. Asta mi se... Mai ales când e vorba de copii, de viitorul. Deci asta arată că noi cumva, cel puțin într-un anumit punct de vedere al conștiinței de sine și a ce înseamnă copiii pentru felul care arată societatea în viitor, am evoluat. A, că mai avem acum sistemul de învățământ pe care îl avem, arată că mai avem mult de evoluat și dacă... Bine, asta... Ritmul e lent, poate. Depinde unde ne uităm pe acolo, cum luăm în calcul. Dacă luăm la nivelul global de mase, dacă luăm pe țărișoare... Nu, mă referam așa, ca conștiință umană colectivă, că suntem într-o o pantă ascendentă, dar nu dau seama efectiv de ritmul. Pentru că în același timp vedem și multe, multe dovezi că suntem încă înapoiați ca și rasă. Adică încă simțim nevoia să ne strângem de gât și să ne descurcăm, să fim descurcăreți. Dar nu putem să fim 8 miliarde de descurcăreți pe o planetă, că nu mai descurcăm. Nu ar funcționa. Și atunci, cumva, să vedem o schimbare de paradigmă în care lumea înțelege că e mai ok împreună de multe ori. Și să împarți și să faci împreună. Și nu vorbim acum de comunism, dar cred că vorbesc mai mult de o egalizare și sper de o egalizare, dar asta adusă de tehnologie, de ce înseamnă internet, blockchain și... Clar, poate... Adică, da. Premisele sunt acolo. Da, să există o poate, societate mai corectă. Poate niște comunități democratice, am putea să le numim. Mici comunități, comunități care toate se unesc într-o comunitate mare și rezolvă diferite probleme. Asta comunități fi, mici. Asta ar fi un model... Am discutat de multe ori cu prietenii mei că pe tehnologia asta de blockchain poți să faci un sistem de government în care să stabilești care e celula de bază. De exemplu, știa București. Bucureștiul nu o să fie niciodată frumos, că noi nu suntem o comunitate, într-adevăr. Noi suntem mulți oameni aici. Fiecare. Dar dacă facem niște comunități, nu știu, poate sunt date statistice, sigur există pe antropologie, care este numărul oamenilor care se simt, nu știu, că sunt 10.000, 1.000. Și atunci face o comunitate, un fel de mini-cartier. Și ea se descurcă la un anumit nivel, când înseamnă un noi iluminat grup insat, nu mai aștept tutul pe, de la, știi, din vârf, să coboare ăla, să treacă la altul pe strada mea, să cadă el în groapa în care cad eu fiecare zi, ca să nu ia stupe după 3 ani. Și atunci asta se poate face super transparent, faci, transparentizezi și banii. Nu există, normal că nu există interes acum, pentru că va exista o rezistență. Dar nu știu dacă va fi nevoie să ieșim în stradă să vedem cu laptopul în cap sau cumva și ei vor înțelege că trebuie să se alinieze la chestia asta, la posibilitățile. Adică noi suntem foarte acum, prin tehnologie, noi putem să facem democrația lui Platon, aia utopică, în care fiecare om să poată să dea cu părerea. Nu știu dacă e bine, habar n-am. Păi nimeni nu știe, pentru că de-abia trebuie. Dar eu chiar cred că dacă e vorba de cei mai mulți și sunt informați, și aici o chestie. Dacă cei mai mulți sunt corect informați, vor lua decizia cea mai corectă. Faza e cine informează, cum alegem informația, dacă informația, să zicem, e corectă sau dacă nu este corectă, cum avem un filtru super, super bun care... Nu există, dar totuși nu trebuie să renunțăm la ideea că trebuie să ne folosim
propria rațiune și propriile metode de informare pentru a stabili pentru mine dacă ceva este adevărat sau cineva încerca să mă manipuleze. Părerea mea asta nu e împărtășită de o bună parte a noi generații. Am vorbit cu cineva de curând, un tip puțin peste 20 de ani, foarte inteligent artist care e rezident la Paris și expune toată lumea. Și l-am întrebat cum mi se pare ideea că există societăți comerciale, adică for profit, care se ocupă cu fact-checking pe rețele sociale și care poate să spună chestia asta e falsă. Și dacă ar fi fost ONG, aș fi fost un pic crispat de ideea că vine altcineva să spună am făcut eu research, nu mai trebuie să-ți faci research. Păi aia care nu spun ce spunem noi că e adevărat, nici nu o să-i vezi, nici nu o să-i vezi, pentru că i-am băgat sub prești. Și uite, asta este adevăr. Deci despre asta vorbim în era post-adevăr. Și când ăla mi-a spus, băiatul la ce mi-a spus, e ok, așa vreau, nu vreau, nu am încredere în ce pot eu să cercetez și cum pot să gândesc pentru mine dacă ceva este, are sens sau nu. Ok, hai să luăm un calcul așa, să zicem, suntem 1000 de useri în sistemul ăsta. Și jumate poate avem informația corectă, jumate poate avem informația eronată. Și acum ar fi timpul să votăm. 90% se duc spre informația eronată sau 80% se duc spre informația eronată. 20 rămân în sistem care au informația corectă. Dacă ar fi să vorbim de un sistem ăsta utopic, dacă nu mai atât de utopic datorită tehnologiei actuale și faptul că suntem interconectate, toată lumea are 4G și Wi-Fi și asta, pe lângă sistemul de decizie, efectiv, platforma în care se pot lua deciziile, asta se bazează, în primul rând, pe capacitatea platformei de a crea o dezbatere adevărată. Și atunci nu mai există pericol ca unii să-și ia informația dintr-un loc și să nu audă părerea celorlalți, pentru că e cenzurată, pentru că nu au. Se dezbate, lași, se discută, indiferent că e o chestie mai mică sau mai mare, o lege, o lege organică, sau lași mai, un timp mai mare de dezbatere în care lumea să-și dea cu părerea și în care poate exact ca pe rețele sociale, că tu nu am obișnuit, să dea numai cu like-ul, cu inimioare, să vedem care este trendul. Și atunci, acolo, eventual, să ai și niște moderatori ca cei cu părere opuse să nu dea în, eventual, în diverse, să-și treacă la atacuri personale, dar oamenii citind discuția asta, chiar dintre doi oameni care își se zgârie pe ochi, pot să-și tragă pentru ei proprie concluzie. Sunt concluzii corecte? Nu știu. Dar sunt... E o paradigmă mult mai corectă decât ce avem acum, asta e clar. Da, corect. Bine, acum depinde ce topicuri ar fi. Dacă luăm topicuri simple din sistemul nostru, să zicem, luăm un cartier și sunt probleme de apă caldă, de gropi, de... aici clar lumea o să aleagă varianta adevărată și corectă. Adică o să zică, băi, aici e o groapă, băi, aici avem probleme cu apa. Nu cred că aici o să zică cineva, nu, n-avem probleme cu apa și la ei funcționează apa. Acum, dacă o luăm pe teme, nu știu, de vaccin, de filozofie, de alte teme, aici s-ar putea să avem un cacearmă totală, pentru că dacă cenzurăm anumite informații, lumea o să spună, domnule, în spate există alte informații și aia e informația adevărată. Și iarăși o puterea de tot. Pe filozofie nu avem nevoie să dăm lecții sau alte chestii, dar pe vaccin și, în general, pe chestiile, sunt anumite subiecte în care cumva, și asta cu vaccinul e un exemplu foarte bun, pentru că e aproape singurul exemplu în care oameni, altfel complet liberali și complet deschiși la dezbatere, au refuzat orice discuție despre balanța între risc și beneficii și au trecut mai departe să spună, băi, nu e suficient că m-am făcut eu vaccinul, dacă nu ți-l faci și tu, murim amândoi. Și atunci trebuie să te fugărești și pe tine. Ăsta e un exemplu foarte bun, unde deja rațiunea nu mai era. Era doar rațiunea de a mai trăi o zi. Nu mai exista liberalism, nu mai exista corpul tău, nu mai exista limite democratice. Era totul pe supraviețuire.
Și atunci, da, probabil că vor fi niște subiecte foarte aprinse. Dar chiar și pe tema asta vaccinului, eu am fost un pic, eu fiindcă sunt vaccinosceptic, din cauza unei povești lungi pe care am avut-o cu băiețelul meu la 2 luni, un copil de 2 luni primește 7 tulpini odată. Și unii au reacții, alunii au avut o reacție foarte lungă. Și atunci m-am documentat și știam clar, băi, care sunt beneficii, riscuri, ok. Chiar m-am bucurat faptul că România a avut o rezistență, nu știu pe ce filieră, ortodoxă, că unii au făcut mișto de ei, că sunt înapoiască, nu știu. Dar a fost o rezistență reală la vaccin. Și de ce m-am bucurat? Tocmai pentru că știam că din documentările mele de sute de ore despre vaccin și de cum funcționează virusul de ARN, degeaba, nu îmi fugrești degeaba cu vaccin. Și știa că trebuie să lași în pace să-și facă, să-și ne facem imunitatea de turmă, care se face numai natural, nu se face niciodată la vaccin. Și avem exemple multe. Dar nu vreau să... Da, s-a dat un subiect în care cineva zice, ești cu antivaccin, ești prost, ești cu 5G-ul. Aia mi s-a părut genial, știi, să pui două discuții absolut valide, ambele. Una despre vaccin și una despre frecvența rețelelor 5G. Care și acolo e discuție. Și a zis cineva, bă, dacă le punem împreună, nu o să sune ca și cum ar fi mega retardați. Faza e că... Dacă te uita tot timpul un feed de Facebook, cine dădea un share de antivaccin, avea și share-urile de antivaccin. Mă, dar ideea de a spune că i-a fost 5G-ul cu vaccin, cu 5G-ul cu asta, care a fost, a zis, mamă, deci, cel puțin pentru un public care e cumva nehotărât și e publicul la care nu vrea să fie informat, să se creadă informat și asta, dar mai degrabă să uită la aia pe care cred mai informați. Și pe aia a shiftat mine, spunând, da, pe aia sunt ăia, mă, cu folie de aluminiu în cap, cu teoria conspirației, știi? Că de ce? Că le-a băgat chipul. Chiar mă uitam la unii și au fost unii foarte vocali. Dar mă gândeam, ce, eu dacă aș vrea să discreditez chestia asta, cât bani a costat să dau la un papițoi de ăsta să spun la televizor că ne bagă chipul cu vaccinul? Nu e față de câți bani se fac din vaccin, e super ieftin un papițoi de ăsta. Și uitați-vă la televizor, la reclamă, dați drumul doar random să vedeți câte reclame sunt la medicamente, ca să vă dați seama cam cât de corect poate să informeze media mainstream despre chiar. Cât poate să fie de imparțial, dacă ei sunt în buzunarul lor. Da, E obosită să gândești pentru tine și îi vine și cu o responsabilitate, dar e un exercițiu, poate fi încercat, uneori măcar. Clar, asta clar. Faza și care e cu vaccinul, că gândește că sunt mulți care s-au vaccinat, poate bătrâni, și poate au scăpat din cauza că au vaccin. Nu te gândești la faza asta? Nu despre asta e vorba. Nu despre vaccin în sine a fost discuția, ci despre... dreptul tău de a mă obliga pe mine să mă vaccinez, după ce te-ai vaccinatul. Adică stai un pic și prezumția că eu sunt prost și că eu sunt neinformat despre chestia asta. Tocmai pe ideea că o imunitate de turmă, că dacă nu ajungem la 70 sau 80 sau nu știu cât au calculat ei, care a fost oricum un fake. Pentru că asta nu există pe... Imunitatea de turmă, ca și concept, a apărut în anii 50, în sudul Statelor Unite, în care un medic ăsta de familie a observat că în comunitățile, aveau niște statistici, a observat că în comunitățile oarecum închise din sudul Americii, dacă lumea lua measles, nu știu ce are measles, rujeolă sau measles, dacă lumea făcea peste 67% measles, nu se mai înregistra în comunitatea niciodată epidemii de measles, de rujeolă, cred că. În același timp, comunități vaccinate 98% împotriva measles aveau epidemii. Și concluzia a fost că nu există imunitate de turmă dobândită artificial, ci numai pe cale naturală. Iar dacă vorbim, deci vaccinul trebuia făcut, și aceea altă discuție că au existat, și nu vorbesc de mine, au existat oameni. E celebra scrisoare deschisă, semnată de 3 medici celebri de la Harvard, Stanford. Și au spus, nu se face vaccin în timpul epidemiei. Că nu faci decât să antrenezi virusul în altă direcție.
Nu te poți lupta așa cu el, mai ales că virusul de ARN se mutează de 2-3 ori pe sezon. N-ai cum, noi avem vaccinul anti-influența de 90 de ani pe piață și lumea, sunt sute de mii de oameni care mor, aceiași oameni care au murit de la COVID, undeva la ceva mai mult de un sfert, aproape o treime, mureau în fiecare an cu congestii, cu insuficiență, cu diabet, cu hipertensiune. În momentul în care dădeau de un... aveau imunitatea scăzută și dădeau de un virus ăsta de gripă. Și vaccinul antigripal se făcea un fel de ședință înainte de sezon, spunea ce băgăm anul ăsta în el. Băgăm asta 1-2-3-4, care credem noi că ar putea să circule. Dar poate să fie unul complet nou. Mai ales că până la vaccinul ăsta cu mRNA, un ciclu de aprobare al vaccinului dura 3-4 ani, n-ai cum să scoți pentru virusul de acum, pentru că era varianta 2019, știi? Multă lume știa chestiile astea, dar eu le-am anunțat pe Facebook înainte și despre asta, și despre faptul că se vor băga vaccin obligatoriu. Inclusiv acum 2 ani, mi se pare, când crescuse cumva mortalitatea în România și Bulgaria și vaccinarea în cea mai mică rată de vaccin, am anunțat tot așa, public pe Facebook, că noi o să fim, România și Bulgaria, o să avem cel mai puține incidențe de COVID de acum încolo, pentru că noi am fost cel mai predispuși la imunizarea naturală. Iar ce trebuia făcut normal și democratic și asta, trebuia carantină, dar carantină, cum e ea definită, în definiție, în DEX, adică să ai grijă de oameni bolnavi, nu carantinezi planeta. Oameni bolnavi și oameni în pericol, oameni expuși. Și puteai să ai încredere în oameni să stabilească fiecare pentru el dacă era în categoria de risc sau nu și să ai grijă de nu să spui toată lumea stă în casă și să ne păzești cu armata. Dar pe mine m-a speriat mai mult din toată povestea asta conformismul generației care vine după noi. Adică lumea a acceptat, ca să mai trăiască o zi, a acceptat și un discurs de ăsta panicat și multe măsuri absolut ilogice. Acum și trei faza... Și le-am și uitat, adică nu mai discutăm despre chestia. E ok, dar nu știam că ne ducem în topicul ăsta cu papel. Da, nici eu. Dar și trei faza... Mie ce mi-a plăcut la perioada asta a fost o chestie super interesantă, cu multe dată de oameni de știință, toți au încercat să rezolvă o problemă. Nu contează că tu erai în România, în Anglia, în China, în Hong Kong sau, nu știu, în Japonia, în Tokyo sau nu știu unde. Ei, bine, după ce a trecut toată treaba asta de partea asta comunistă care a blocat mesajul către restul lumii și după aia mesajul a venit pentru toată lumea în feed, cumva. Tu spui o chestie foarte interesantă care ar trebui să ne dea de gândit la nivel de tot așa de societate, de planetă, pentru că am avut o problemă globală. Cum spui tu, și ne-am adunat împreună să rezolvăm problema asta. Și mă bucur că mi-ai spus că eu nu, chiar nu văzusem chestia asta ca pe un plus și chiar este. Numai că se naște și altă discuție legată de ideea de paradigma asta a profitului, care a funcționat foarte bine pentru societatea noastră până la un anumit punct și pe anumite domenii. Eu, acum, mai ales după pandemie, dar și înainte, dar mai ales după pandemie, am impresia că trebuie să se discute tot așa la nivel de societate, dacă și în ce măsură sistemul medical sau o parte bună din sistemul medical este compatibil cu ideea de profit. Sau dacă nu cumva și sistemul medical trebuie luat din zona asta a profitului și trebuie cumva făcut, avut grijă. Hai să îți dau un singur exemplu. Acum 150 de ani, în New York, pompierii erau privați. Deci pompierii erau privați. Dacă nu aveai abonamentul plătit la zi, ardeai ca și abonat în casă vis-a-vis de stația de pompieri, nu le păsa. Până când societatea a zis, stai frate un pic, că nu e chiar așa, dacă îi arde casa lui, nu suferă doar el. E o chestie care le privește pe toți. Da. Acum, vorbind exact către sistemul medical, nu vorbesc de operații estetice, dar chestii care țin de sănătatea colectivă, sănătatea noastră ca nație, cum vorbim de bine, nu ar trebui scoase efectiv din zona asta de profit, pentru că deja
doar ideea asta de profit a din aia problemele de care vorbeam mai devreme cu cenzură și cu agresiune și cu un discurs unilateral. Au fost foarte mulți bani, e vorba de foarte, foarte, foarte mulți bani. Deci nu știm exact că sunt secrete. Păi e greu să calculezi până la urmă, nu? Dar în același timp gândește că banii s-au venit, adică au pierdut și companii mari, adică nu au pierdut doar... Adică cam toată lumea a pierdut în perioada... Mulți au și făcut bani, dar mulți au și pierdut, adică... Multe companii în care, să zicem, tu ai o companie și vrei să investești că vrei să faci un vaccin. S-ar putea să pierzi, că nu ai un vaccin. Da, da, da. Bine, la, aici cu povestea cu vaccinul și aici sunt două diferite, că au fost cei care au făcut vaccinul. Adică, cum îi zice ăsta, Johnson & Johnson și cu rușii și cu chinezii și care au făcut vaccinul. Și mă refer la asta cu mRNA care i-au spus vaccin, dar nu era definiția vaccinului. Era o tehnologie genetică care avea ceva timp, era studiată de ceva timp și care promite foarte mult asta cu mRNA, la fel ca și CRISPR, care e editare pe ADN. Sunt chestii nerezolvate de mult, cu lupus, cu Alzheimer, cu chiar și cu cancer care poate fi adresat prin tehnologia asta cu mRNA, dar este încă într-o fază de pionierat, ca să zic așa. Acum a avut ocazia să fac un test de masă, ca să zic așa, pe tehnologia asta și pe impactul ei la nivelul corpului uman. Însă nu aș spune vaccin clasic, că nu e vaccin, e un tratament experimental, așa se numește, din punct de vedere științific. O tehnologie nouă. Nu, o tehnologie nouă, care după ce trece cele trei stadii de verificare, de către, cum e în America, de către CDC, abia după al treilea stadiu e considerat treatment. Până atunci este experimental treatment. Și asta n-a ajuns. Acum ce e diferit? E diferit că s-a experimentat pe 4 miliarde de oameni și mă bucur, efectiv mă bucur că nu am auzit, adică au fost și câțiva care au auzit, mamă, ce o să pățească ăștia vaccinați și că să fie rău și asta. Chiar mă bucur că nu am informație foarte multă din zona asta, că ce-a pățit, decât mici chestii. Bine, acum dacă să luăm Facebook-ul sau unde vedem fiecare informație. Nu, vreau să apropiați în acum s-a schimbat algoritmul și dacă moare cineva, a murit de la vaccin. Înainte murea cineva că n-a făcut vaccinul, dar acum dacă a murit, a făcut vaccinul. Da, deci, nu mai face nici sunt două... Doar era un tratament nou și Robert Malone, doctorul care a propus ideea asta să folosească mRNA ca să targeteze proteina aia, Spike, după aia l-a devenit anti-vaxxer, l-a devenit cenzurat de pe toată aia, că a pus întrebările, băi, dar notează cineva efectele adverse? Și când am pus întrebarea, în sfârșit, e o poveste interesantă, a fost mega cenzurat peste tot, agresat și după aia au scos de pe toate rețele. De la el știu că, de la el am aflat întâmplător că cel puțin societatea comercială care verifică, face fapt check-in pe Twitter, și societatea comercială din statele adverse, are aceeași acționar cu Pfizer. Și el spunea că de-aia l-a scos de pe Twitter ca să nu-i mai supere. Deci, ideea este, nu știu cine are dreptate sau nu, dar am pornit de la ideea că nu trebuie să ajungem în punctul în care să nu mai putem discuta despre anumite chestii sau o voce trebuie să fie complet redusă la tăcere și să ai doar o parte de adevăr. Bine, până la urmă, adică se observă că trăim într-o democrație raportată ca dacă trebuie și se întâmplă în China. Adică, uite, noi am ieșit din pandemie, creepy, da. Ne refacem, încep toate activitățile, nu știu, adică e o diferență... Cel mai mult sperie China ca un exemplu pentru Europa, de fapt, pentru ce ar putea să implementeze la nivel de supraveghere și de... Pentru că parcă i-aș vedea și pe așa la Bruxelles, așa, cu niște propuneri de-astea să ne monitorizeze fețele, să ne dea credite sociale sau
mai știu ce, Black Mirror. Până la urmă, oricum acolo ajungem, că asta e tehnologia, până la urmă ne prindem în tehnologia pe care noi o facem, adică n-ai cum să nu înțelegi pe care îți pasă. Eu nu sunt pregătit, dacă zici și asta. Apoi de agricultură și pentru mine. Dacă revenim și la asta, blockchain-ul la fel, sunt niște baze de date mai moderne care nu sunt coruptibile, nu sunt, nu se pot schimba. Dar, până la urmă, în bazele de date o intră toți oamenii, nu? Și, până la urmă, acum depinde cum le folosești, știi? Sunt sisteme de contrabalansare pe blockchain, da, depinde cât de mare e și e mult de discutat. Deci, doar că există premisele să, pentru o societate mai corectă, nu știu, mi se pare că, la momentul ăsta, nu știu, mare parte din planeta e pe survival, iar aia care au foarte, foarte mulți bani, nu știu să se bucure de ei. N-ai legion să știi. Dar îmi place bine să cred, să mă întâlnirea mea. Nu e legion să știi, acum depinde la ce oameni te uiți sau pe ce urmărești, că omul poate să arate ceva în imaginea publică și în realitate poate să fie altceva. N-ai legion să știi ce face fiecare dormitor sau în intimitatea lui. Putem să credem, e o speculație, da. Da, putem să credem asta pentru că ne bucurăm să credem asta, că o să zice, a, uite-l pe ăla, lasă că mai bine stau cu, nu știu, cu o felie de pâine și... Ții niște exemple de astea cu... Cum a fost patronul de la Heidelberg Cement, care și-a tras un glon de cap în 2009, că a pierdut, nu știu, 2 miliarde din 80 la o fază de asta. El fiind acolo pentru toată familia, pentru mine, dar, da, ai dreptate, nu pot să extrapolez sau să generalizez așa, că nu știu ce să văd cu ei. Cu cât ai mai mult, cu atât vrei să faci chestii care necesită mai multe resurse decât... Nu, că, uite, exemplu, hai să zicem acum. Noi am lucrat acum la o tehnologie și ne-am gândit, băi, să facem de mâine oameni nemuritori și nu ne-a reușit tehnologia asta. Dar am avea nevoie de încă nu știu câte sute de miliarde. Știi? Și noi pierdem acum jumate din companie. Tu știi că ți-ai ratat proiectul, știi? Pentru unii proiectul ăla poate toată viața, poate nici nu mai contează cum e viața înainte sau... Înțelegi așa cum e pusă problema? Adică depinde ce rezolvăm în sistem și în societate, până la urmă. Dar asta cu vaccinul chiar nu mă așteptam să intrăm în... Poți să tai. Și de ce? Pentru că la asta cu vaccinul chiar aveam și o grămadă de zis așa la modul nu contradictoriu, la modul constructiv și adică și alte păreri. Mm-hmm. Uite, de exemplu, cum ar fi asta pe care ți-am spus-o, că în fiecare loc din lume sunt diferiți cercetători și ei n-au cum să fie toți corupți în toate locurile, știi? Pentru că ei merg după niște formule pe care le-au toți, știi? Adică mai știu acum, vrei să faci o fotografie, ca să ne întoarcem și în fotografie, să intrăm din mai din fotografie. Tu ai echipamentul tău fotografic, știi, cu ISO, știu, cu toate chestiile, sau depinde, fotografie analogică, depinde cum faci. Ai și știi standardul, băi, aș vrea să fac acum, să fie, nu știu cum, lumina. Și altul din altă parte a lumii ar vrea să facă tot lumea, sau la fel. Deci e o tehnică care... Așa și tehnologia, știi? Adică tu dacă scrii un cod acum, s-ar vrea și ca să scrii la fel. Dacă ăla e mai inteligent și inventează altceva, atunci se schimbă ecuația. Sau... Deci, nu știu ce să zic, pentru că eu nu sunt om de știință, nu sunt medic. Nu, eu am vorbit doar când am vorbit de vaccin și asta, n-am vrut să o duc în zona tehnică, ci doar legată de drepturile omului, de ce fac eu cu corpul meu, de ce faci tu cu corpul meu. Da, drepturile omului... Adică... Când zici că dreptul tău la viață se extinde asupra corpului meu, deja sunt cu toporul mână, cu barda, nu mai sunt pe discuții, pe nimic, că ți-a rugat direct. Deci nu mai. Aia e dreptul, adică tu ți-aperi teritoriul încercând să mă vaccinezi, eu te decapitez direct, nu mai stau la discuții. Păi da, gândește-te puțin că... Dacă te atingi de corpul meu, adică e singur, eu nu vin spre tine. Dacă tu vii cu ceva, cu acus pe mine, atunci poți să stai în casă, poți să stai într-un spital, poți să stai într-un loc. Dacă asta e regula pentru toți în societatea asta... Am stat în casă, am stat ascuns. Eu vreau să mă duc în pădure, mai ales că nu m-am regăsit deloc în societatea asta. După... Adică, impresia mea a fost că poți să faci cam orice vrei cu oamenii dacă îi speri un pic. Asta a fost pandemia pentru mine. Bine, asta poate și...
filozofia din filme, din tot felul de cărți, din tot felul de... Toți suntem programați într-un fel sau altul. Dar a fost programat să nu... să mai panchist așa. Eu, la vârsta lui filmul, la 14 ani, am fost 3 nopți pe strada Revoluției. De ce? Că n-aveam voie să vorbesc. Tâmpenii, poate vorbesc numai tâmpenii. Dar lasă-mă să vorbesc tâmpenile mele. Și că n-aveam voie să plecăm din țară. De asta am ieșit pe strada. Și când am ajuns filme de vârsta mea, erau nu, e ok, stăm cu minți, stăm, facem ce vrei tu, doar să mai trăim o zi. Și atunci am zis să trebuie să-mi fac o casă lângă pădure, cu 3 capre, 5 găini și multe legume, solare, o iene, apă, mai ies să-mi cumpăr, nu știu, benzină, nu știu, reviste. Cam asta e planul. Sincer, adică după pandemie, cam asta e planul, un fel de retragere așa din... Bine. Îmi dau seama că nu sunt prea mai majoritare și atunci... Când e discuție doar de păreri, e ok, dar când ți-am zis că mă alergi cu tratamentul tău experimental, nu mai e de păreri, e de... Unde se termină libertatea ta și unde începe libertatea mea, știi? Când e vorba de corp, deja nici nu mai e nicio discuție. Bine, până la urmă, poți să fii și o parte pozitivă cu pandemia. De exemplu, ne-am gândit toți la un lucru comun. Am încercat eu să rezolvăm o problemă comună. Poate unii au reușit să o rezolve, poate alții n-au reușit. Întotdeauna crizele de genul ăsta aduc foarte multe chestii bune. Și toate crizele, toate chestii, experiențele negative la nivel individual îți aduc o creștere, asta e clar. Chiar chinezii spun la criză un fel de... Știți să știu, nu știu că e adevărat, că nu știu chinezii. Dar un ideogram da, care s-ar citi cumva o chestie ambivalentă, pericol, oportunitate. Se rupe o paradigmă, da, se schimbă, cuvântul, se schimbă. Da, acum am mai mult înțeles. Și pentru mine, cam asta a fost schimbarea. Schimbarea a fost să-mi dau seama că sentimentul meu că nu prea aparțin societății așa cum e ea, acum nu prea sunt de acord cu multe chestii care se întâmplă, a devenit și mai pregnant. Și atunci nu poți să te superi ca nebunul pe sat, să crezi că toți sunt proști și tu ești la deștept. Și te retragi. Bine, aici ea gândește că ne-a dat și mai mult timp să gândim. Nu, da. Nu, pentru mine a venit foarte bine. Sau să fii alături de familie, de prieteni, de... Nu, pandemia și tot s-a întâmplat, pentru mine n-a fost o experiență nasoală. Singura chestie de speriat a fost în reacția oamenilor, adică docilitatea generației noi. Mă, măcar așa ca o chestie de... În sfârșit, adică de văzut, ok, ce este rațional din măsurile astea și ce este excesiv. Exact cum am spus mai devreme, cum era corect să ai grijă. Cum a făcut în Suedia, că au murit suedezii, mai e un suedez viu? Că nu am lucrat. Exact despre asta vorbesc. Mai trește un suedez? Hai să dăm un bucățel. E impusim, ești cu un suedian mai bine. Că nu am stat în casă. Aia mi s-a părut absurd. Și nici n-am stat în casă. Deci n-am stat. A fost adorabil. București era gol. Mă plimbam toată ziua în București. Mi-am făcut toate treburile pe care le făceam la fel ca și înainte, dar era orașul gol. Da, și aveam senzația asta ambivalentă, că mă bucuram de libertate prin oraș, dar era straniu așa în același timp, că eram puțin. Gândește puțin la Italia și Spania cât comerț fac cu China. Nu, Italia cel mai mult. Toate hainele ajung de unde? Materialul din China sau... Da. Și gândește că aici a putut să circule virusul super rapid. Până s-au dus în nord, în est, în... S-au dus în țările importante pe faza asta cu comerțul. Eu m-am axat pe o fotografie în perioada asta. Mi-am făcut un selfie cu masca pe față, pe ochi, pe urechi. Știi cum e mănânțica aia cu... Eram cu masca pe toată aia. Și cu rugul cu ea jos? Nu, bogat. Bogat, ca în stare. Nu, nu. Dar n-ar fi de să rămâne masca goală. A fost greu pentru foarte mulți fotografi în perioada asta, mai ales pentru aia de eveniment. Da. Fotografi de eveniment care făceau, nu știu, de la concerte, la nunți, evenimente corporate. Dar și, eu știu,
editorial sau ce se mai face fotografie acum, în sport sau tot ce s-a oprit. Însă, în același timp, a fost și o perioadă de introspecție și o perioadă care putea fi folosită într-un mod creativ, mai ales după ce depășeai șocul inițial. Și omul, un animal foarte adaptabil, e parte din punctele noastre foarte, nu alergăm foarte repede, nu sărim foarte sus, dar suntem adaptabili. Tu cum ai folosit timpul în pandemie? La mine pandemia s-a suprapus pe o depresie care era deja programată pentru 2019. Da, când se întâmplă ceva... Da. Și a fost, cumva, chiar de multe ori m-am bucurat așa, am auzit, zic eu, tău, ce aluire aș fost să am depresia asta altă dată, decât acum, când e toată lumea deprimată. Efectiv, chiar înainte de pandemie, ajunsem așa la o concluzie că a fost foarte mișto, că mi-a plăcut foarte mult pe planetă, dacă m-am cam plictisit și că nu prea mă mai regăseam așa și poate mai mult la nivel subconștient, chiar nu mai doream să trăiesc, fie efectiv. Și... Serios? Am da, da, dar nu la modul drama queen sau ce are universul cu mine. Pur și simplu, aveam impresia că am avut o viață foarte mișto, cu foarte multe chestii, dar că poate că nu o să fie la fel de mișto și de acum încolo și că e pe final așa mai degrabă. Așa simțeam eu, gen, opriți planeta, vreau să cobor, știi? Înainte de pandemie. Pandemia a venit și a adăugat un pic la chestia asta. Dar, în același timp, scoțându-mă din cercul de confort, îți dă ocazia, să zic, oportunitatea de a-ți pune întrebări și de a te urmări cum reacționezi la când fuge pământele sub picioare, cum, dacă te ascunzi, dacă îți plângi de milă, dacă... Și cumva poate treci prin parțial prin toate stările astea și am aflat că e foarte interesant și foarte, foarte mișto să te urmărești și să te dai un pas de spate și să-ți urmărești propriile reacții și cum din exterior. Da, cumva din exterior. Da, pentru că poți, vezi, uite, e ciudat. Și nu știu dacă la exteriorul și dacă nu cumva ala e de fapt cu adevărat interiorul. Și ce se întâmplă ca și gânduri și emoții astea la exterior. Și conștiința e cumva centrul care poate să fie de acord sau nu cu ce se întâmplă sau chiar la nivel de gânduri. Efectiv, asta simțeam. Că aveam momente în care mai mulțica mea comentariul interior și plângea de milă, dar nu eram de acord. Adică zic, frate, sunt și aici. Zic, vezi că ești caraghez, nu-ți mai plânge de milă, că e ok, sunt. Vezi, este treabă. Și nu știu când s-a, prin ce moment în perioada asta s-a creat dorința, s-a schimbat chestia asta. De fapt, bă, da, știu că e destul de comun. E un cancer. Și când de obicei apare un cancer și zice, bă, vrei să trăiești sau nu? Dacă nu vrei să trăiești, e ok, am asta plecat. Da, dacă vrei să trăiești, schimbă ceva la cum trăiești până acum. Și am avut o chestie, o aluniță de-asta care era mai activă și până la urmă era un melanomaniu. Mi-a scos o salutare aia. Mi-au propus niște investigații suplimentare, am zis că nu, e ok. Mi-am schimbat viața, e ok, vreau să trăiesc, nu am nevoie de investigații suplimentare. Și de atunci e super ok. Adică, nu știu, pandemia s-a suprapus exact valul ăla, down-ul s-a suprapus și pe down-ul meu și am ieșit cu toată lumea cu chef de creație, cu chef de viață, cu chef de plimbări, de toate. Și... Dincolo de teama aia așa pe care am avut-o legat de cum am reacționat ca societate în fața pericolului ăstuia, mi-a revenit pofta de viață și de fotografii. Nici fotografii nu am mai făcut foarte mult. În pandemie, doar fotografii de pandemie. Selfie-uri cu masca și mai am niște aranjamente de astea frumoase cu Mona și cu
nu, să mai dau pentru multe cu tot felul de fâsuri și hâtie igienică, drojdie și malaice să mai vâna în perioada aia. Dar era amuzant cumva și că era ceva universal. Dar fotografia cumva m-a scos iar din chestia asta și îi datorez multe, pentru că ea m-a învățat de fapt ca să pot să stau în afara mea și să-mi urmăresc gândurile, să nu fiu de acolo. Opreși puțin timp. E o meditație, de fapt, asta. Când tu ești capabil să-ți urmărești gândurile, să ești într-o stare meditativă. Când nu te identifici cu ce se întâmplă în cap, așa înțeleg eu meditație. Iar prima formă de meditație pentru mine a fost fotografia. Adică fotografia mi-a dat conștiința faptului că eu sunt atenția. Eu sunt lățimea de bani, bandwidth-ul, pe care pot să-l pun pe gândul meu, pot să-l pun pe ce vorbește altcineva, sau pe un peisaj, sau pe... sau pot să-l pun pe o acțiune, de exemplu, a face fotografii. Și în momentul în care sunt cu toată atenția pe a face fotografii, nici nu prea mai există comentariu interior. Nici nu te gândești ce o să faci cu fotografiile după aia, nu se mai face foame, nu mai ai nici măcar percepția trecerii timpului. Timpul cumva se comprimă. Cred că fiecare dintre noi are genul ăsta de experiență cu o anumită activitate. Și asta devine cumva, are un caracter meditativ. Iar din punctul ăsta, am ajuns și să meditez organizat, ca să zic așa. Dar până atunci, fotografia a fost prima care mi-a dat seama, băi, eu am un fascicul de atenție, de lumină, pe care pot să pun pe asta, sau pe asta, sau pe mine, sau pe corp, sau... Dar fotografia, prima dată, m-a învățat să pun pe exterior. Și iure să ne fotografia cu toții, ca moment publicitar. Da, da, da. Acum știi ce aș vrea să te întreb eu când ți-ai luat prima aparat foto? Dacă mai ți amintești ce aparat a fost și când a fost prima ta fotografie făcută? Băi, deci primul meu aparat foto... La ce vârstă? L-am primit cadou la 5 ani, dar n-am făcut nicio poză cu el pentru că n-am găsit film. Era un aparat pe format mediu, de plastic, etude, se numea un aparat sovietic, și funcționa cu film format mediu, iar eu la chioșcul meu unde scoteam eu pozele, nu aveau, tot întrebam și azi, nu avem pentru... Dar eu făceam poze cu el și am vreo două, trei poze mișto, adică în capul meu, știi? Da, nu mă oprea faptul că n-aveam film. Să amintirea pe care de la 5 ani. Da, da, da. Cea mai veche amintire de la câte ani? Bine, nu legată de fotografie. Legată de fotografie, legată de vaccin. Prima mea amintire este când eram în dispensar lângă cinema Lira și mă durea foarte tare. La ce vârstă? Nu mai știu, cred că erau 2 ani sau ceva de genul. Ok. Un fel de traumă. Ok. 2 sau 3 ani. Dar mi-aduc aminte tot. Chestia verde, le puneam pe pat, plasticul ăla, nu știu, era o mușa mare. Dar nu era mă rog? Și era... ce? Nu era mă rog? Era verde acolo. Ah, verde. Verde, verde, intens. Da, da, existau și mă rog, bej. Bej, sau... Da. Și după aia am primit un aparat pe film mai târziu. Un aparat ăsta de plastic, cu care făceam poze Iola. Știi, eu la mare, eu la munte, eu la țară. Era un aparat care nu avea focus, nu avea nimic, era lentile de plastic, free focus. Și na, la cum făceai atunci printurile, erau mari, maxim 10x15, recunoșteai persoana acolo, nu era problemă. Glorată total, nu? Momentul, da, momentul important a fost la 18 ani, când am primit... Deci am 46 de ani acum și la 18 ani am fost ultimii care am fost ultima generație care am prins cuponiada. Statul român ne-a împroprietărit pe bază de cupoane cu averea lui. Cum au venit întreprinderile. Și tu trebuia să paliezi pe o întreprindere, cuponul se transforma în acțiuni la o companie. Interesant asta, chiar și am paliat pe petrol, pe ceva, nu știu. Pe ce? Petrol. Petrol? Da, Petrobras. Bine, bine, la 18 da, la peșitata și fratele s-a luat pe mine și am luat foarte mulți bani atunci. Cred că doar Romcin, unde s-au băut niște ăștia mari pe la far și cu Holcim s-au băut pe Romcin și a crescut mult prețul.
Dar după urmă, ce am fost cel mai bine cotat. L-am vândut imediat, cum s-a putut vinde. N-am mai stat, pentru că nu văzut în bani niciodată. Până la 18 ani n-am văzut cum arată banii, știi? Gen 5 lei de o vafă sau maxim 10 lei de un profiterol. Nu știam bani ceva. Și la 18 ani am avut bani să cumpăr și primul castofon și trei perii de blugi soviete a marijunchei atunci. Niște hanorace, am fost la mare și ăștia erau jumătate din bani. Și cu cealaltă jumătate mi-am cumpărat un aparat foto Olympus, primul meu aparat care focaliza. Mai știi, ții minte ce Olympus? Da, Olympus AF1 cu un obiectiv fix 35-28 și cu obiectiv Tsuiko, toate că era un aparat foarte compact, obiectivul era foarte, foarte competent, foarte sharp. Mai există și acum, pe la 3-4 serii pe ulei, am văzut. Atunci am dat o căciulă de bani pe el. Și țin minte că am fost un pic dezamăgit când l-am cumpărat, pentru că din prostie intrasem cu gândul să-mi cumpăr un zoom. Noi vreau să fac că eu sunt și așa cineva. Ieșea ceva, adică muncea ceva de bani. Da, da, da. Am mai focusat, dar tot eram înăuntru, nu munceam de bani, de ce bani. Și la 18 ani, deci acum 28 de ani, am cumpărat aparatul ăsta de la Marian, care urma să deschide F-64. Deci okay. F-64 are aproape 30 de ani, ca să zic. Dar înainte de F-64 era patronul într-o chestie mică în magazinul Unirii, Aripa Splai, sau Călăraș, cum Aripa Călăraș, și acolo intrai doi oameni maxim. Și eu m-a convins că nu, tu ești un băiat prea deștept să ții zoom, ți trebuie un obiectiv clasic, fix, profi. Și acum ai mulțumesc de multe ori. Cred că m-a modelat un pic, pentru că pe fotografie nu mai așa am tras. Echivalentul 35x35, adică cum vedem noi. Ok. Ce ai fi văzut tu dacă erai acolo în locul meu. Ok. Nu macro, nu zoom, nu șum, nu tele, nu... Asta am... Parcă vrei și zoom-ul ăla, parcă vrei să vezi ceva de acolo. Picioarele, cel mai bun zoom, și că asta e regula. Nu, când vorbești de fotografie profesionistă, nu există cuvântul zoom. Adică grupul ăla de, care schimbă focala în obiectiv, afectează nu prea mult calitatea imaginii și nu prea se ia în calcul. Toată lumea folosește obiective fixe. Eu trag mai pe film. Okay. Nu trag digital decât cu telefonul, dacă am nevoie și lista de cumpărături și astea, sau câteva chestii impresii de călătorie, un story sau ceva, dar fotografii pentru proiectele mele personale sau fotografii de familie, de amintiri, mi le fac pe film. Alea pe care vreau să le memorez ca amintiri sau să le trag pe alb-negru, că e mai ieftin, okay, și că pot să adaug eu culoarea din mintea mea, din amintiri. Iar proiectele personale sunt de regulă pe film, pe diapozitiv color. Și ăla nu e tot pozitiv, de fapt, mai nu le mai fac negative. Cumpăr că să le pot și proiecta. Dacă le vorbesc pozitiv, îl pot și proiecta și pot și folosi în continuare ca negativ, ca să printez pe hârtie tot analog. Și trag destul de puțin, adică 30 de milimetri doar am negru aproape cu familia. Okay. Iar proiectele personale, formatele mai mari, format mediu și al format mare, 4x5x, cum am eu, 10x15, care e plan film, mai rolă. Și trag preponderent diapozitiv, pentru că sunt foarte atras de ideea asta, de puterea fotografiei, de a documenta foarte neutru și foarte fără să comenteze ce e acolo în față. Documentarea, mai mult decât altceva, mă atrage la fotografie. Și atunci, din punctul de vedere, documentarea trebuie să fie color, ca să ai toată informația. E greu să compui și să faci o fotografie să arate mai bine color. La alb-negru e mai simplu pentru că ai factorul ăla de a epata. Tu nu vezi cum îți arăți acum, vezi altceva și atunci automat ceea ce e interesant. Simplifici un pic, vezi mai simplu formele, liniile, patternurile. Dar să compui cu culoare și să-ți și iasă e mult mai greu și mai rewarding din punctul de vedere. De asta fotografii mei preferați sunt din zona asta de fotografii color. Și mai ales cei care au adus fotografia de color în galerii de artă și muzee, că la început, dacă nu făcea negru, nu era ei. La tine, Ansel Adam, ce e preferat, nu?
Nu, Ansel Adams chiar... Nu, Ansel Adams a scris o scrisoare către Muzeul de Artă Modernă din New York ca protest când a expus fotograful meu preferat acolo. Și fotograful meu preferat este William Eggleston. Și nu numai el, și Stephen Shore, și Martin Parr, mai nou, dar și fotografie documentară, dar fotografie color, detaliu, culori și culoarea folosită și ca informație în plus, ca ceva care aduce un mod, o atmosferă, o culoare psihologică. Ai văzut ceva interesant acum în Veneția? Da, am prins la Palazzo Mora, cumva o separat. Deci Bienala are două locații dedicate, care e Giardini și Arsenale. Plătești biletul și ai voie să intri la dată acolo, la dată acolo. Da. Și mi-a luat vreo 5 ore acolo, 5 ore la Giardini, 5 ore la Bienale. Dar pe lângă asta sunt foarte multe evenimente conexe. Și cel mai mult decât la evenimentele din Bienale, mi-a plăcut expoziția, colecția din Palazzo Mora, tot din Veneția. Am văzut și Kandinsky, dar mestre cu valul de Veneția, dar în Palazzo Mora expoziția asta foarte eclectică și cu NFT-uri și cu pictură și a fost inclusiv o colecție de fotografii al lui Martin Parr, între fotografii mei preferați. Și a fotografiat multă lume, e mai ușor să faci confuzia asta între a vedea obiectul fotografic în sine, printul, și a-l vedea pe rețele sau ceva. Că. La pictură trebuie să fii un pic cam neinformat să-mi dea seama că n-ai cum să vezi un Van Gogh, cum arată un Van Gogh sau un Monet sau asta, pe un telefon, pe un ecran, n-ai cum să-l vezi. Dar și cu fotografia se poate spune același lucru. Pentru că din punct, lumea, acum în rețele sociale, s-a creat așa un fel de falie, un fel de decalaj între ideea de fotografie obiect și ce conține fotografia. Mi-aduc aminte ce discuție se iscase când a depășit, s-a vândut o fotografie cu aproape 4 milioane de dolari. Iar fotografia în sine nu are nimic spectaculos în ea. Este un petec de iarbă, e rinul, e un petec de cer, adică lumea se uita unde e gacica în pielea goală cu o mitralieră înfiptă în jur. Adică ce ne arăți aici, știi? Ce ne arăți? O gârlă, iarbă, pe asta avem și noi, știi? Dar lumea s-a creat disocierea asta între, fiindcă mare parte din fotografii le vedem acum pe ecrane, între ce înseamnă fotografie ca și subiect și ce înseamnă fotografie ca un obiect la care te raportezi, la un print. Cum era gândită ea să fie consumată fotografia pe hârtie, într-o, nu știu, pe un perete, într-un album sau depinde. Bine, acum am putea să discutăm și despre tehnica pe care o folosești tu, care este foarte, foarte veche. Ambrotipia, da, este de pe la început, la 1850. Care s-a pierdut vreo 100 de ani, s-a făcut ambrotipia. Deci la atelier, la alchimic, facem mai multe tehnici alternative. Și gumă tricoloră, și cianotip, și cibacrom. Dar deja devin prea tehnic. Ambrotipia e cea mai populară pentru că dintre astea este singura tehnică directă de fotografiere. Deci nu e o tehnică de print. E o tehnică prin care surprinzi imaginea. Deci folosești în loc de film, folosești un substrat pe care îl pregătești pe loc. Din argint, prins într-o substanță gelatinoasă numită colodiu, și pe care îl pui pe o bucată de sticlă sau pe o tablă neagră, tradițională. Și, practic, surprinzi o imagine direct în argintul ăla pe tablă. Iar tehnica asta e foarte populară pentru portrete. Pentru că argintul are un strat foarte gros și îți redă o imagine foarte tridimensională, iar în același timp expunerea lungă, pentru că plăcile sunt foarte puțin sensibile, la ISO 0,2 sau chiar mai puțin, ești obligat să faci expuneri foarte lungi. Iar la portrete, expunerile de peste 10 secunde arată foarte natural. Subiectul deja nu surprinde o mică expresie, ci o medie, o sinteză a multor. De asta, în 10 secunde e ca un fel de 1000 de selfie-uri făcute cu telefonul. Deci ai nevoie undeva la 15 secunde. 10-15 secunde, da. Teoretic putem să ducem mai jos expunerea dacă folosim lumina mai puternică sau ieșim afară la lumina naturală,
dar nu mai are același impact dacă scazi mult sub 10 secunde din ce spuneam, naturalețea asta, cum arată subiectul. Mă gândesc că poate de aici a venit și numele, nu? De alchimic. Da, chimic, asta cu cuvinte, joc de cuvinte între totul chimic și, și transformarea imaginii în argint. Nu în aur, că atâta s-a putut. Da, mă fotografiam, mă amuzam că mai fotografiam chestii, obiecte din metal de prin casă, care nu erau din argint. Dar în momentul care le fotografiam, erau din argint, nu mai erau la fel de utile, că nu mai pune, erau farfurie în poză, era de argint, nu mai puteai să mănânci din ea, știi? Și... Pervisă ceva, era brezent. Și la tine cum ar veni, folosești globica, nu? Da, globița, cred că oh. Sau globița, una dintre fotografii, dar una dintre aparate. Există o legendă că ar fi fost cumpărată într-un deal pe care l-a făcut Ceaușescu cu Hrănăche, direct, înainte să fie președintele partidului, până 50 și ceva. Și s-au cumpărat una pe județ și în orașele mai mari, mai multe. Iar la noi a ajuns la din județul Olt, de la Videle. L-am luat într-o seară de la Videle. Pe al nostru și l-am băgat în circuit, îl folosim. Mai sunt câteva expuse, știu, pe la care cu bere, parcă nu la care cu bere, la halul berarilor, parcă mai unul m-a expus așa la intrare. Am văzut într-un cabinet de avocatură, tot așa unul m-a expus. Mai văzut și unul zonă Polix. Ia auzi. Din Ploiești. Cât a ajuns Polix? 1.500 lei. Ah, merită. Chiar merită. Funcționa? Păi da, dar tot așa e corotibă. Prea sus în cele alea. Decât pinioanele am știu să le văd. Da, e roț, pinionul la mare care ridici, lași și așa și. E foarte... Și dacă ai și obiectivul în banii ăștia, deja e, îl cumpăr eu mine. Ce mai folosești în plus, deși... Am o... Practic, am prototipia poți să faci cu orice alt aparat, doar că ești limitat de faptul că nu poți face o fotografie mai mare decât aparatul. Pentru că, cum spuneam, în metodă directă, da. Depinde, pentru că am avut cel mai funky aparat, e făcut de mine pentru ambrotipie. Am vrut să fac mare, 40x40. Și m-am dus, da, am făcut un monstru. Nu știu să fac cu burduf, cu nu știu ce, și m-am dus și am făcut o chestie, cum era prototipul primului aparat clasic. O cutie care colisează în altă cutie, în loc de burduf. Ok. Practic trebuia să măsori grosimea materialului și asta și să calculeze astfel încât să se îmbine perfect cele două cutii. Și am făcut chestia asta într-o vizită la Horbach, am făcut o schemă acolo, repede, pe plopon. Nu prea mai ieși mie așa ca în schemă, a trebuit să mai sculptez lemnul pe aici, pe acolo, unde nu vedeam în spațiu, când se suprapă niște chestii. Dar mi-am făcut un aparat cu care fac 40x40 și am vrut tipii. Fac. Am făcut acum câțiva ani, m-am oprit. Acum folosesc pentru poze pe hârtie pozitive. Adică bag hârtia foto, okay. Expun direct și pe aia o developez de două ori. Developez șterg și developez din nou ce a rămas, adică pozitiv. Și fac un fel de polaroid mare de tot. Cât durează toată procedura? 5 minute. De expunerea aia e tot cam așa, tot ca la ambrotipie, 15 secunde, dar până developezi, trebuie să developezi negativul, ștergi ce ai developat, spui din nou la lumină și developezi din nou și să se pozitiv. Dar negru, color nu, color e greu. Da, cu color trebuie să băi, să adaugă super multe substanțe. Se poate face color, dar nu am făcut direct pe hârtie color. Am făcut pe hârtie color de pe diapozitive, Cibacron, se numește, care din păcate nu mai există nici hârtia, nici chimicalele. În 2012 s-au oprit producția lor. Se făceau doar undeva în Și astea chimicalele de unde le comanzi? Acum cele mai multe dintre chimicale sunt să le cumpărăm chimicale de bază. Bromură de potasiu, borax, sulfid de sodiu și ne facem, ne pregătim noi rețete de revelatori și de tot ce avem nevoie fixatori și în funcție de ce vrei să faci cu ele. Dar e mult mai ieftin și mai ok să-ți iei ingredientele de bază, dacă ai posibilitatea, că nu oricine poate să-și cumpere chimicale, trebuie niște autorizări. Dar voi cum aveți asta, aveți da, și absolut tot... Ne putem cumpăra tot felul de, ne putem juca cu chestii și toxice și periculoase, cred cu cearnură. Folosești mască sau ceva? Nu. Nu? Nici mănuși. Nici mănuși?
E un singur moment în care îmi pun mască, mănuși, ochelari și pantofi de protecție, când fac briciul pentru pozitiv și trebuie să adaug acid sulfuric de 90%. Atunci sunt cel mai pregătit. Dar în rest, de regulă, lucrez cu substanțe care prefer să știu că le am pe mână și de-aia nu pot mănuși și nu sunt toxice. Așa de pe nu, la modul, nu, sunt, de exemplu, lucrez foarte mult cu nitrat de argint. Toți care fac ambrotipie au mâinile negre, negrite de la nitrat de argint. Și multă lume întreabă, păi zice, ce mă pune niște mănuși? Dacă îți pune mănușe, mai ales cum sunt eu, nitratul ăla de pe mănușe îți va ajunge pe față. Okay. Sau pe haine, sau pe așa. Dacă m-am mudat pe mână, mă șterg și simt. Okay. Pe mănușe nu simt niciodată când am nitrat de la de argint. Okay. Și mă scar prin, mă ciupește un țânțar, mă scar prin la ochi și atunci prefer să am pe mâini, în necazul ăsta, adică pe față sau pe ochi. Iar mască, nu e nevoie decât dacă faci foarte multe ambrotipii în serie, pentru că ai eterul care se evaporă. Dar îți dă și îți dă un pic de aia, îți dă un pic de hai. Îți dă un hai. Cum să rămâne? Femeie popă, așa e. La fel de prost ca un popă. Mergea cu coloana? Nu, n-am pățit, nu am ajuns acolo. Nu, cum se numea pe vremuri? Popă? Nu. Chicușe? Da. Alea le beai? Da. Eu mai nu bem, că la mine sunt. Chicușe era de terminul alcool. Când din anii 50, nu? A, nu știu, am văzut un filmuleț pe YouTube, nu știam că e așa popular. Cu un sat de pe Găiașcu, așa, care trăgeau cu chicușuri. Dar n-am, nu fi ca și încercat. Alcool oricum e ce mai prost rău. Spune despre ultimul proiect ăsta pe care l-ai avut expus. Ultimul proiect, de fapt, este primul proiect al asociației Alchimic, pentru că de-am asta am făcut asociație non-profit. Asta a fost și ideea de la început cu atelierul, să susținem cumva... să susținem cumva comunitatea asta de pasionați de fotografie pe film și alternativă, pentru că acum, în 14 ani, când am dat drumul la atelier, lumea se îndepărta de zona asta și devenea din ce în ce mai greu și să dezvolte și să scanezi și să găsești substanță. Și atunci noi am venit să umplem golul ăsta, cumva în contra curentului de acum 14 ani. Dar de anul ăsta am oficializat în sensul că, băi, am făcut-o pentru comunitate, nu pentru profit și hai să o facem împreună mai departe. Și primul proiect pe care l-am făcut pe Asociația Alchimic a fost Share Tag or Die, care a fost ideea unei colege, Sabina Suru, cofondatoare Asociației Alchimic, plecat de la frustrarea asta a artiștilor care trebuie să petrecă foarte mult timp pe social media ca să se promoveze și în același timp social media nu poate să arate exact cum arată obiectul de artă pe care l-ai trebuit să-l prezint, mai ales în cazul nostru, nu poți să vezi fotografia analog pe internet. E o contradicție în internet. Și atunci, din frustrarea asta, a apărut ideea asta, un proiect colectiv, un open call internațional, la care au trimis 200 de artiști din toată lumea, Noua Zeelandă, Brazilia, Barbados, Malaysia și Israel. Și Israel și Palestina. Am primit. Mi-a plăcut. Și atunci am făcut instanța asta colectivă. N-a fost niciun fel de curatoriat, adică exact ca pe rețele sociale. Cine abladează, îl printăm. Și am printat o instalație de imersivă, un feed analog de Instagram, să spunem, din cyanotipii printate pe pânză, cu toate aceste submisii de la artiști din toată lumea. Și feedback-ul a fost incredibil de pozitiv de la comunitatea artistică și comunitatea foto din București. Foarte mulți vizitatori și foarte multe feedback-uri pozitive. Și asta ne încurajează să ne gândim să mai facem pe viitor tot felul de activități, acțiuni, poate chiar și un festival de fotografie analog și alternativă, cum e la Barcelona sau și la București. Și avem planuri mari cu asociația, în ideea în care vedem că deja s-a stabilizat o nișă, deja există mulți oameni care nu mai fac confuzia și înțeleg că nu neapărat mai bun sau mai prost, dar analogul e diferit, cum e și la vinil. Așa e și la fotografie. Nu e neapărat o discuție despre cine e mai bun sau mai potrivit cu timpul astea, ci faptul că sunt diferite și că te poți bucura în aceeași măsură de amândouă.
conștientizând că sunt diferite. Da, asta e cel mai tare, că poți să te întorci în timp, nu? Să fotografiezi. Da, și nu asta, că vorbeam doar de documentare. Eu dacă vreau să documentez 2022, o fac pe diapozitiv. Pentru că dacă tot să fii lângă mine pe digital și o să trage aceeași chestie, credibilitatea fișierului tău va fi zero. Da. Pe lângă diapozitivul meu. Corect. Și atunci ideea de document are și posibilitatea de a verifica dacă documentul este genuin, dacă este adevărat. Iar la digital, deja discuția asta a fost pierdută. Am mai apărut acum și AI-ul, care îți pui pe gură ce vrei să vezi fotografiat. Prompt. Și atunci e super ușor să faci un fake sau deep fake sau... Nu chiar super ușor, dar este posibil. Și lumea, nu știu, se pare un meu că peste mulți ani de zile, lumea va lua mult mai în serios documentele pe film decât cele fișiere tip imagine. Da, asta chiar e ceva mișto, să ai o colecție de fotografii în diferite perioade pe diapozitiv. Iar chiar și la ambrotipie, ca urmă de vreme, ambrotipie care e o tehnică foarte veche și care arată prin estetica ei că e foarte veche, nu ne-a atras niciodată să o ducem, ideea de a duce în zona, încă mai mult în zona aia și să fotografiem cu jobene și cu... crinoline sau nu știu ce, ci din contră ne-a atras mai degrabă fusion-ul ăsta între tehnica veche, care se vede că e foarte veche, și un subiect nou. Aveam poze cu Vader sau cu roboții din Halo 5 sau... se creează o mică tensiune așa între tehnică și subiect. Și voi luați fonduri sau ceva? Cum funcționează? Primul proiect ăsta de care spuneam Șerta Bordeam, am luat niște fonduri de la Ministerul Culturii prin programul Acces. Și ne-am folosit pentru chestia asta și cred că o să încercăm de fiecare dată când avem o idee să căutăm finanțări nerambursabile și, bineînțeles, și donații, sponsorizări. Dar în același timp vrem să creștem și o bază de dată de membrii cotizanți care să primească ceva în schimbul cotizației. Gen acces în laboratorul de dezvoltare sau cursuri, acces mai ieftin la chimicale, preluarea gratuită a chimicalelor folosite, ca să nu le arunc și la canal. Avem niște planuri legate de chestia asta pe care să le anunțăm în curând. Și cu firma mai funcționează? Firma nu mai există. S-a închis, nu? Firma s-a închis. Și asta e a murit evoluția. A murit de COVID, ca mulți alți creștini. Tare. Cât timp a durat până v-au intrat banii în cont încât să puteți face... N-am avut foarte mari probleme legate de intratul banilor în cont, numai că fiind pentru prima dată noi n-am știut că de fapt nu o să ne intre toți banii, ci o să ne intre doar jumătate din bani. Iar pe cealaltă jumătate trebuia să o cheltuim noi din altă parte. Adică știam, ok, am o contribuție personală, de aia știam că trebuie să vin și eu cu 15.000 de lei de acasă. Dar nu știam că trebuie să mai vin cu încă 25.000 pe care să-i cheltui și pe care să-mi recuperez ulterior. Dar a fost un mic obstacol care până la urmă s-a dovedit a fi chiar productiv pentru noi, că trebuie să ne facem să sponsorizez în altă parte și atunci o să rămânem cu banii care ne trebuie. Dar ne-am uitat, chiar am fost la deschidere, la expoziție și, nu știu, mai depus o muncă mare rău, tot. A fost, da, ceva de tras. Și... Cât timp a tras să faci fiecare pânză? Păi, cam 10 minute pe fiecare expunere, asta înseamnă cu minim jumătate de 40 de minute pe fiecare pânză. Și a fost 50 de pânze. Deci, așa, pe total, muncă brută, a fost vreo 40 de ore, dar... Sunt timpi morți între asta, de spălat, de uscat, de... Adică... Dar a fost foarte interesant, pentru că tot așa s-a suprapus peste o perioadă turbulențe emoționale, ca să zic așa, multe din istoriile mele personale. Și atunci proiectul ăsta și faptul că a trebuit să muncesc foarte mult într-o perioadă foarte scurtă de timp, m-a ajutat, m-a ținut departe de gânduri și de grijuri.
A fost exact ce aveam nevoie, ce îmi recomandase doctorul. Păi ce să zic? Mulțumesc că ai venit. Și eu mulțumesc că m-ai chemat. Te urmărim să vedem ce expoziții. Un succes cu vlogul. Mulțumim și te urmărim să vedem ce, cu ce mai vin eu. Asta cu fotografia. Și eu sunt curios. Ai ce să aduci nou tot timpul. Deci aici nu cred că o să există o... Nou, vechi. Și vechi, dacă și să-l faci nou. Aia zic. Mersi mult. Mulțumim. Hai că a fost super mișto. Hai așa, mă. Băi, nu știu, m-am țepat ceva, m-am început să mă... Nu mai puteam să mă stau cu un schelp. Nu am ceva la spate aici.